Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Alina Nenu și vă spun bun găsit la știrile Antena 3 Vâlcea. În această dimineață a avut loc un grav accident pe Valea Oltului. După ce un tir s-a răsturnat, mai multe autovehicule au intrat apoi în coliziune față-spate. Este vorba despre 3 autoturisme și un microbuz cu 8 persoane. Traficul între Vâlcea și Sibiu a fost blocat complet pentru aproape 2 ore în zona Lotrișor. În urma evenimentului rutier au rezultat 2 victime. Din nefericire, una dintre acestea a decedat la spital. Un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme s-a petrecut în această dimineață pe Valea Oltului la kilometrul 202 plus 250 metri al DN7E81 între Călimănești și Brezoi, în eveniment fiind implicate peste 10 persoane. După ce un tir s-a răsturnat, mai multe autovehicule au intrat apoi în coliziune față-spate. Din primele verificări efectuate s-a constatat faptul că ar fi avut loc o coliziune între un autotren încărcat cu ciment, 3 autoturisme și un microbuz cu 8 persoane, cu tot cu șofer, în urma căreia a rezultat rănirea conducătorului auto și a unui pasager din microbuz. Victimele au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Traficul a fost blocat total aproape 2 ore. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Garda de Intervenție Brezoi și de la Râmnicu Vâlcea, precum și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. În total au fost evaluate 6 persoane, dintre care 2 au fost transportate la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, iar 4 persoane au refuzat transportul la spital. Din păcate, șoferul microbuzului a decedat la spital. Accidentul s-a soldat cu o victimă internată în stare gravă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Râmnicu Vâlcea și decesul șoferului microbuzului implicat în accident, care a murit la spital după aproximativ 6 ore de la producerea carambolului de pe Valea Oltului. După mai bine de 7 ore de la producerea coliziunii în lanț de la Brezoi-Vâlcea, traficul pe Valea Oltului a fost deblocat total. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au început cercetările într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind acte de corupție referitoare la obținerea certificatelor de încadrare în grad de handicap. Astăzi au avut loc 14 percheziții la sediul mai multor instituții publice, precum și la domiciliile mai multor persoane vizate de către procurori. Astăzi au avut loc 14 percheziții la sediul mai multor instituții publice, printre care și sediul DGASPC și la domiciliul mai multor persoane fizice, în cadrul unui dosar ce vizează posibile eliberări de certificate de handicap false. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea efectuează cercetări într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție referitoare la obținerea certificatelor de încadrare în grad de handicap. În cursul zilei de astăzi, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, se efectuează 14 percheziții domiciliare pe raza județului Vâlcea, din care 2 sunt la sediul unor instituții publice, una la sediul unui ONG, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție. În perioada 3-4 septembrie, la Râmnicu Vâlcea, se vor derula campionatele naționale de îndemânare auto și super slalom. În ședința ordinară de Consiliul Local de astăzi a fost votat proiectul de hotărâre care prevede organizarea celor 2 evenimente în zona Shopping City. Astăzi, în ședința ordinară a Consiliului Local, a fost votat un proiect de hotărâre care prevede organizarea Campionatului Național de Îndemânare Auto și a Campionatului Național de Super Slalom în perioada 3-4 septembrie în Râmnicu Vâlcea. 7. Proiect de hotărâre privind organizarea Campionatului Național de Îndemânare Auto și a Campionatului Național de Super Slalom în perioada 3-4 septembrie 2022, în colaborare cu GT Auto Club Sportiv și alocarea de la bugetul local a sumei necesare desfășurării acestuia. Inițiator, domnul primar. 3 comisii de specialitate și-au dat avizul. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Și comisia numărul 5. Sunt necesare 12 voturi pentru adoptarea hotărârii. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate. Aceste 2 evenimente vor fi organizate în parteneriat cu GT Auto Club Sportiv și va avea loc în zona dintre Shopping City și râul Olt. Au început lucrările la proiectul Modernizarea, Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Spitalului Orășenesc Bălcești, instituție medicală închisă în urmă cu 11 ani. Proiectul, în valoare de 4,2 milioane de euro, se derulează prin Compania Națională de Investiții și se va finaliza în luna martie a anului 2024.
Pe 27 august 2022 s-au împlinit 2 ani de când s-a semnat contractul pentru cel mai important obiectiv medical din orașul Bălcești, modernizarea, reabilitarea, extinderea și dotarea Spitalului Orășenesc Bălcești. Lucrările la acest obiectiv important au început în luna mai a acestui an și se vor finaliza la începutul anului 2024. Această hotărâre a Guvernului, hotărâre dată în timpul premierului Ludovic Orban. Este hotărârea cu numărul 724 care a adus înființarea acestui spital în localitatea Bălcești. Spitalul din Bălcești, închis în 2011, va fi modernizat, extins și redeschis. Unitatea sanitară care deservea peste 50.000 de locuitori din sudul județului Vâlcea s-a aflat pe lista întocmită în urmă cu 10 ani de Ministerul Sănătății, cu cele 67 de spitale propuse pentru reprofilare în cămine de bătrâni. Așa au rămas oamenii din orașul Bălcești și din alte 14 localități limitrofe fără servicii medicale în zonă, cele mai apropiate spitale pentru ei fiind la 50 de kilometri distanță, la Craiova sau Drăgășani. Nici căminul pentru bătrâni care a luat loc spitalului nu a avut o soartă mai bună. A fost desființat în 2017 din lipsa finanțării și din motive de adresabilitate. Acum Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții vine și cu fondurile necesare pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Orășenesc Bălcești în sumă de 4,2 milioane de euro. Ca o coincidență, după 10 ani, cel care a semnat în 2011 pentru desființarea spitalului a fost Xeche Atila, în calitate de ministru al sănătății la acea vreme. Acum, tot el asigură fondurile pentru reînființarea spitalului din Bălcești, de data asta în calitate de ministru al dezvoltării. O contribuție însemnată pentru realizarea acestui obiectiv important pentru locuitorii din Bălcești, dar și a cetățenilor din localitățile învecinate, a avut-o președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican. A fost desființat la un moment dat, singurul spital desființat în județul Vâlcea, la solicitarea domnului primar și a miilor de cetățeni din sudul județului Vâlcea, împreună cu colegii mei, nu singur, am apelat la Guvernul României pentru a reînființa acest spital. Un lucru destul de dificil, pentru că fondurile sunt destul de reduse și sunt puține spitale care se construiesc în ultimii ani în România. Rugămințile noastre au găsit uși deschise și iată că la 2 ani de la hotărârea de guvern care a făcut ca această idee să devină realitate, suntem pe un șantier unde se lucrează la reabilitarea celor două clădiri, unde va funcționa noul spital orășenesc Bălcești. Lucrările pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea și dotarea Spitalului Orășenesc Bălcești au început, se derulează conform graficului și va avea în componență și un laborator pentru analize. Reabilitarea, modernizarea celor două construcții ale noului spital înființat în orașul Bălcești au început pe 2 iunie în acest an și se vor derula până în 30.03.2024. Deci este un decurs de un an și jumătate și în această perioadă cu toții sperăm că cele două clădiri vor fi reabilitate, modernizate, dotate exact cu tot ceea ce trebuie. Deci tot ce va fi, tot ce va exista în acest laborator de analize va fi totul de top. Așadar, oamenii vor să aibă unde să vină să-și facă analizele, nu o să mă duc în altă parte, o să aibă mare încredere în ceea ce există în acel laborator și specialiști care vor fi la fel biochimiști, medici, laborator, tehnicieni de laborator. Spitalul va avea peste 46 de paturi repartizate pe 4 mari specialități: medicină internă 14 paturi, chirurgie generală 4 paturi, pediatrie 18 paturi și obstetrică ginecologie 4 paturi, plus secția de anestezie și terapie intensivă, laborator de analize medicale și radiologie și imagistică medicală. Spitalul va furniza servicii și în ambulatoriu pentru specialitățile mai sus amintite. Sunt foarte mulți medici care termină rezidențiatul sau care sunt în
curs în ultimul an de rezidențiat și își doresc din tot sufletul lor să vină în zona noastră să practice această profesie de medic. Nu se pune problema de asistente, de infirmiere, de personal TESA. Spitalul orășenesc din Bălcești va fi în subordinea Consiliului Local și va putea deservi între 50 și 70 de mii de cetățeni din Bălcești, dar și din 14 localități învecinate. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul după amiezii. Sunt Alina Nenu și vă mulțumesc pentru atenție. În continuare urmăriți emisiunea Analiza Zilei cu Magda Popescu. O zi minunată să aveți! La revedere!